tragem câteva concluzii privind rezultatele acestui chestionar. În ceea ce privește implicarea în activitate, studenții declară că, în mare măsură, țin cont de feedback-ul primit de la profesor pe temele și pe sarcinile pe care le-au de rezolvat. De asemenea, sunt satisfăcuți și consideră că, în mare măsură, materialele bazate pe imagini sunt cele preferate, nu și quizurile și sarcinile mai scurte care le sunt date. În ceea ce privește relația cu cadrul didactic, tot ce înseamnă aplicații multimedia, diversitatea mijloacelor utilizate de cadrul didactic în interacțiunea sa cu studenții, acestea sunt mai mult decât binevenite. În ceea ce privește opiniile privind contextul general, studenții consideră că nu este neapărat mai eficientă educația online sau consideră în mică măsură că educația online este mai eficientă. De asemenea, ei sunt de acord cu faptul că petrec mult mai mult timp în fața calculatorului și că există această tendință din partea cadrelor didactice de a acorda mai multe teme, mai multe sarcini. Nu în ultimul rând, deși declar o stare, să zicem, de bine generală, o stare de spirit bună, aceștia ies din casă doar atunci când este nevoie, iar implicarea lor în alte activități decât cele academice, cum ar fi activitățile de voluntariat pentru comunitate, este foarte scăzută. Consider că aceste rezultate pot să deschidă anumite discuții foarte interesante, iar corelate cu rezultatele pe care le vom auzi imediat și care reflectă opiniile profesorilor privind educația online, cred că acestea, mai ales dacă sunt aplicate poate la o scară națională în mai multe universități, pot face până la urmă inputul pentru deciziile informate pe care Ministerul Educației, de exemplu, le poate lua, deoarece se bazează pe un studiu empiric, pe un studiu valid, realizat pe studenți și pe cadre didactice privind provocările și oportunitățile educației online.